Moldova, alege Europa! Mă numesc Harlan Pibolteanu, reprezint compania Hancostprim. Domeniul de activitate este fabricarea produselor de igienă și de uz casnic. Direcția de bază este fabricarea șervețelor umede. Gama de produs este destul de vastă. La moment avem în jur de 50 de produse. Sunt pentru tot, să zicem, tot buzunarul. De la un produs mai ieftin până la un produs mai scump. S-a început de la dorința a fi acasă. A fi acasă, lângă copii, lângă familie. Inițial, afacerea a fost startată ca o afacere de familie, doar eu, soția, și pe parcurs am implicat și copiii. Când am simțit că e posibil ca să menținem un muncitor doi, am început să angajăm. Și la ziua de astăzi, la întreprindere, avem 8 muncitori. Revenind de peste hotare, am aplicat la programul PARI 1+1. Am primit un grant nerambursabil de 200.000 de lei. Cu suportul acestui program am procurat prima linie tehnologică pentru fabricarea șervețelor umede. Mi-a servit ca un bun suport, start pentru a iniția afacerea. Un an în urmă am aplicat din nou la ODA, la programul retehnologizare, pentru o sumă de 2 milioane. Este un proiect enorm. Cu acest suport am procurat linia tehnologică care o vedeți în spate. Este o linie performantă de ultima generație, cu o productivitate foarte bună. Toți presupun că ceea ce se reclamează pe televizor, pe internet, este un BASP. De fapt, nu este un BASP. Și ca să participi la un proiect nu trebuie să fii nici rude cu cineva, trebuie să întrunești niște condiții. Adică trebuie să dovedești dorința, trebuie să demonstrezi că ești capabil să faci ceva. Toți acești pași care am întreprins la ziua de astăzi este doar datorită susținerei, fiind cu părul cărunt, am cutreierat lumea în lung și în lat. Și să vă spun că o viață mai decentă decât Uniunea Europeană nu o putem găsi nicăieri. Moldova, alege Europa!